numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată că rânduiala Bunului Dumnezeu am ajuns în Duminica din 1-a Marelui Post sau Duminica Ortodoxiei. De ce se numește această Duminică Duminica Ortodoxiei? Pentru că se prăznuiește înălțarea, să spunem, în toată lumea, a puterii învățăturilor cinstitei biserici creștine de răsărit prin sinodul iconoclast care a avut loc în acest timp și se prăznuiește astăzi, sinod împotriva, deci care era împotriva ereticilor care defăimau sfintele icoane. Știți că biserica a trecut prin multe praguri și necazuri de la formarea ei și până astăzi. Întâi și întâi, deci de la venirea Mântuitorului în Ierusalim, prin nașterea din Fecioara Maria, a început actul de mântuire a neamului omenesc prin jertfa crucii înviere, apoi prin înălțarea la cer, ca să intrăm direct, s-a trimis mângâietorul care a venit Duhul adevărului în coborârea sau în pogorârea de limca de limca de foc, a întregit biserica la cincizecime, iar biserica a început să-și aibă discipoli după cum arată și faptele apostolului. Și-a vorbit apostolul Petru într-o zi și s-au încreștinat ca la 3.000. În altă zi a vorbit apostolul Petru și s-au încreștinat ca la 5.000. Iar proschimentarul Ierusalimului arată, pentru cei care vor să-l citească, că prin 30 de episcopi în Ierusalim au fost de neam iudeu, începând cu Iacob, ruda Domnului. Mai departe, un lucru care trebuie să-l știți, asta este lucru de istorie bisericească, până la anul 1054, biserica a fost o singură biserică, sau biserica creștină de răsărit. Prin Marea Schismă de la 1054, prin actele sau practicalele care au fost aduse la Ierusalim de cardinal Humbert și puse patriarhului de atunci sau papei de atunci de la Ierusalim, papă înseamnă patriarh din acea vreme, i-au fost puse pe masă și clocotirea acestei probleme a fost de la anul 860 până la anul 1054, când de fapt biserica s-a și rupt în două și s-au format două biserici. Deci cămașa lui Hristos a fost sfâșiată în două. Catargul ambelor biserici a rămas cinstita și de viață Făcătoare Cruce, deci și Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă își au același Dumnezeu, dar s-au făcut dogme personale și învățături personale. Și atunci, unde sunt mai multe adevăruri, nu există niciun adevăr. Deci Biserica de Răsărit a rămas în continuare plutind pe valuri în drum spre răsăritul cel de sus, adică spre Hristos, Soarele Dreptății, iar Biserica de Apus sau Biserica Catolică a trecut din nou prin alte multe transformări. După o iarăși o revoltă puternică în Biserica de Apus, datorită libertinajului religios, a apărut așa zisa Inchiziție, care este cea mai mare rușine în Biserica Catolică până în zilele noastre, cine este cu noi. Cine nu este cu noi este împotriva noastră, când s-au ucis oameni de cultură și de știință și oameni care erau în acea vreme, poate să spunem, meșteri în ale lucrurilor din societate, dar au fost înfrânați de Biserica Catolică de atunci. S-a făcut apoi o ruptură în sânul Bisericii Catolice și s-au format reformații sau protestanții din Luther și Calvin. Și apoi mai târziu s-a format pe la 1800, prin Henric al XVIII-lea, Biserica Anglicană. Protestanții nu și-au adunat dogmele și învățăturile în sânul bisericii sau în temeiul dogmatic și patristic, ci și-au făcut dogme personale, suspendând biserica, lăsând-o doar la două taine și acelea simbol, cina și botezul. Deci cumenicătura și Sfântul Botez, care au rămas la har de au rămas la fond de simbol, nefiind succesiunea apostolică și nefiind preoție sau hirotonie, deci lipsa harului Duhului Sfânt sau absența, întreruperea pe o anumită distanță a harului Sfânt. Deci nu există circuit închis care să fie lipsit de anumită porțiune. Mergem mai departe, din Biserica
protestantă și anglicană, mai târziu au ieșit celelalte secte, care de la anul 1800 până la anul 1900 erau un număr de 300, apoi mai târziu la 1900 în jur de 2000, iar astăzi până la 10.000 de secte, când biserica se luptă astăzi cu proprii ei fii duhovnicești care s-au rătăcit și au mers în ghearele diavolului, după cum însuși apostolul Petru spune, diavolul umblă și răcnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Îi lăsăm pe frații noștri, nu-i judecăm, n-avem treabă cu ei, puțin ne interesează, ei ca ei, noi ca noi. Important ne rămâne trei lucruri. Ortodoxia nu se bazează nici pe forță, nici pe bani, nici pe materie, ci se bazează pe puterea lui Dumnezeu, după cum însuși Mântuitorul Hristos a spus. Nu te teme, turmă mică, Domnul a binevoit întru tine, iar la Evanghelia de la Matei spune, forțele iadului nu vor birui biserica în veacul veacului. Cap al bisericii este Hristos, noi suntem vițele, Hristos este mlădița, este butucul și ce mlădiță n-aduce roadă și nu rodește, să taie și să aruncă în foc. Deci, Mântuitorul, cum ați auzit în ziua înfricoșatei judecăți, a rânduit cele două mari căi. Calea osândei veșnice și calea odihnei veșnice. Veniți binecuvântaților, plecați blestemaților. Deci nu face Dumnezeu cu noi nici teatru, nu stă nici să ne explice ce este bine și ce este rău. Ne-a lăsat Scriptura, ne-a lăsat prorocii, ne-a lăsat pildele Evangheliei, ne-a lăsat învățătura adevărată și mai presus de atâta ne-a lăsat jertfa personală și exemplu personal. N-a fost niciodată o anumită discrepanță între învățătura și faptele lui. A tămăduit fără să folosească metode orientale, a tămăduit fără să folosească scop de îmbogățire cu bani, a tămăduit fără să se folosească de prilej de mândrie, a tămăduit fără a se bate cu pumnul în piept și a spune că cunoaște nu știu ce metode, acupunctură sau dianetică sau cibernetică sau bioenergie sau radiestezie, a vindecat prin simple cuvinte care au arătat, de fapt, întregul miez al bisericii. Crezi că pot să-ți fac eu aceasta? Crezi că pot să fiu eu cel care te poate ajuta? Crezi că se împlinește ție aceasta? Vrei să te faci sănătos? Vrei să vezi? Vrei să mergi? Vrei să auzi? Deci întrebări simple în care omul era limitat să răspundă doar cu cuvinte simple. Da, doresc sau da, cred eu că se poate. Și atunci s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela, a ridicat-o de mâini și n-a murit și doarme. Deci iată simbolul din Sfânta Scriptură în care Mântuitorul ne arată că smerenia rămâne, deci smerenia rămâne autentică în toate zilele și în toate vremurile și nu că se combate împotriva științei, dar o egalează în cercul îngust al vieții omenești și pătrunde în sferele duhovnicești, nu ale paranormalului, ci ale supranaturalului, ale duhovnicescului. Mergem încă la un lucru care trebuie să-l știm în Duminica Ortodoxiei. Primul lucru pe care trebuie să-l facem astăzi, la sfârșit de secol 20, cred că este momentul și timpul cel mai potrivit să privim în jurul nostru la fața Ortodoxiei. De asta se cheamă Duminica Ortodoxiei. Iar privind la fața Ortodoxiei, trebuie să privim tot ceea ce ne înconjoară, tot ceea ce ne caracterizează, tot ceea ce se petrece în jurul nostru și în același timp trebuie să vedem câte fețe poate câștiga Ortodoxia atunci când nu este păstrată identică și corectă, ca să spunem. Sau dacă vreți să spunem un cuvânt al lui Vicențiu de Lerin, care spune Ortodoxia este tradiție universală. Deci acolo unde universalitatea lucrează, din loc în loc, în sat, în orice provincie și în orice loc, cum a fost și tipicul, dacă vreți, al bisericii, cum este liturgica lui Simeon Tesalonicu, sau tipicul marelui Sfântul Sava, deci care a lăsat învățătura de rugăciune în biserica creștină, felul cum trebuie făcută, timpul ei, felul ei, cum trebuie, când trebuie săvârșită, același lucru trebuie să privim noi astăzi în ochii Ortodoxiei. Să vedem dacă într-adevăr Ortodoxia nu și-a depășit două limite. Dacă nu și-a depășit forma,
Deci când mă vorbesc de formă, Dumnezeu nu are formă, dar totuși ortodoxia are o anumită formă. Și dacă nu și-a depășit morala, adică privind în jurul nostru, trebuie să vedem dacă în ortodoxie se păstrează cele trei mari latură. Adevărul evanghelic, adevărul mistic sau dumnezeiesc și adevărul moral. Și atunci când vorbim despre aceste lucruri, trebuie să știm, mai ales că suntem în prag de post, că ortodoxia s-a denaturat din punct de vedere moral, spiritual și duhovnicesc, adică mistic sau biblic, datorită faptului că oamenii au încercat prin forma de viață sau prin felul de viață să schimbe anumite lucruri din cursul normal al Scripturii sau din cursul normal al învățăturii bisericești, pe temeiul sau pe ideea că lumea s-a modernizat. Biserica nu se va moderniza niciodată. Dumnezeu este același și ieri și azi și întotdeauna, spune Apostolul Pavel, iar la un moment dat el spune, Hristos este totul întru toate, de aceea nu vom găsi o formă ajustată de post, nu vom găsi o formă ajustată de rugăciune, nu vom găsi o formă ajustată de pocăință, nu vom găsi o formă, deci nu vom găsi o formă altfel de intrare la Dumnezeu decât pe cărarea cea strâmbă. Deci nu este o, să spunem, o scăpare sau nu este un refugiu în ortodoxie pe alte căi decât pe căile normale. Și ce trebuie să rămână clar în mintea dumneavoastră, pentru că sunteți destul de mulți în biserică, fiind și post, deci mulți pentru spovedanie, mulți pentru împărtășanie, mulți pentru grijirea sufletească, trebuie să cunoașteți adevărul absolut. Biserica are întâi și întâi temelie canonică. Această temelie canonică se bazează pe două lucruri. Temelie apostolică și sobornicească. Sobornicească, fiindcă biserica este păzită de cele șapte soboare ecumenice care au apărat-o împotriva tuturor ereziilor care au fost de-a lungul vremii. Și asta se știe din istoria bisericească. Ereziile lui Ari, păgânismul, Macedonie, Eutihie, Nestorie și toți ceilalți. Apoi iconoclasmul, începând de la Leon Nisaurul până la Teofil, prigonitorul de icoane, începând de la Nero până la împăratul Constantin, care a dat libertate creștinismului, păgânismul, și așa mai departe, biserica s-a umplut în aceste perioade. Deci biserica s-a umplut de sfinți și de martiri. Acești sfinți și martiri nu s-au făcut anapoda și la întâmplare, ci păstrând un adevărat temei de învățătură și de credință. Și cred că aici este foarte bine să amintim cazul când Sfinții și unii părinți bisericești ne spune că de fapt sângele martirilor este credința creștinilor. Nu există fapte fără credință și credință fără fapte. Apostolul Pavel ne arată. Păgâni fiind fac bine din ale legii sau din ale firii. Deci este sădită în firea fiecărui om să rămână în mintea și în sufletul lui întotdeauna poziția lucrării faptei bune. Deci ori ești într-un stat creștin, ori ești într-un stat păgân, omul este cu bună cuvință, respectă dreptul civil, respectă dreptul penal, în care el știe să respecte dreptul omului, demnitatea asupra persoanei, respectul, infailibilitatea asupra persoanei, demnitatea personală și toate celelalte. Deci nu ne mâncăm precum câinii, cum facem noi în ortodoxie. Vrăji, farmece, descântece, ceartă, garduri sparte, moșii luate, case dărâmate și așa mai departe. Deci noi, având ale legii, facem din fire ale nelegiuirii sau ale nelegii. Deci iată un aspect din ortodoxie care trebuie înlăturat și fapt pentru care pe zi ce trece ortodoxia pierde teren în fața expansiunii neoprotestante și catolice care vin cu pași repezi încurajați de blocajul economic prin care trece poporul, prin lipsa financiară prin care trece viața de familie, prin lipsa materială, prin lipsa spirituală care este crasă și de nota zero, deci crasă și de nota zero. Mă uitam într-o singură zi, asta ca un aspect comercial, mă uitam într-o singură zi în piață, atunci când se vindea nu știu ce, la o tarabă, cum se batjocoreau și se înjurau și se ocărau că s-a băgat unul în fața altuia,
fără pic de respect, fără lipsă de bun simț, măcar pentru faptul că poartă numele de ortodox. Deci nu suntem ortodoxi numai în biserică. Ortodoxul se manifestă prin ceea ce a spus Mântuitorul în icoană. În momentul când a venit și a venit în mijlocul ucenicilor după înviere, le-a spus pace vouă. În altă împrejurare le-a spus pacea mea dau vouă. În altă împrejurare le-a spus pace vouă. Deci în diferite împrejurări de la înviere Mântuitorul a făgăduit pacea lui lumii. Iar la un moment dat el spune, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Fără acest tact al smerenii, care de fapt este întreaga virtute, la care nu se necesită post și rugăciune, ci se manifestă bunăvoință, la acest tact al dragostei și al respectului față de aproape, stă toată Scriptura din ceea ce a spus Mântuitorul, iubiți-vă între voi, să cunoașteți că sunteți ucenicii mei. Iubiți-vă între voi să cunoașteți că sunteți ucenicii mei. Deci dacă nu există iubire, nu există ortodoxie. Iar dacă nu există iubire, nu există nici lumină. De ce? Din iubire Dumnezeu le-a creat pe toate, a făcut și lumina divină, a făcut și lumina necreată, a făcut și lumina solară, a făcut și lumina taborică, a făcut și lumina sufletească. Deci, cel ce umblă în întuneric nu va avea lumina vieții sau lumina veșnică. De aceea se spune în fiecare Evanghelie din postul mare, o să auziți imediat când va fi duminica respectivă, că luminătorul trupului este ochiul, iar luminătorul sufletului este mintea. Iar dacă ochiul este curat și trupul este curat, dacă mintea este curată și trupul este curat, dacă ele sunt murdare și omul este murdar. Deci trebuie să privim cu ochii cei adevărați spre realitățile ortodoxiei și în general spre realitățile creștinismului. Creștinismul în sine este o religie nu istorică, este o religie restaurată prin jertfa de sânge a Mântuitorului Hristos, și prin nașterea din nou, deci orice om bătrân fiind, sau vârstnic fiind, sau copil fiind, sau matur fiind, sau minor fiind, se restaurează în Iisus Hristos prin moartea cu El, prin botez și prin învierea cu El, prin înviere. Prin Sfintele Taine. Ce înseamnă prin Sfintele Taine? Este ceea ce la ora actuală a devenit formalism în ortodoxie. Și mereu v-am spus același lucru. Acel formalist de a veni în post la spovedanie, acel formalist de a te întoarce cu bună știință la păcate, acel formalist de a citi psaltire, mai să nu spui că n-ai citit-o din canon, acel formalist de a bate cele 30 sau 50 de metanii, acel formalist de a te ierta și a te săruta cu vecinul tău numai pentru ziua în care te-ai spovedit sau te-ai împărtășit, rămâne formalist și în ziua judecății. De ce spune Dumnezeu? Nu vor lua împărăția lui Dumnezeu decât cei care se silesc, nu vor lua împărăția lui Dumnezeu decât cei care se ostenesc. Și citeam mai zilele trecute o carte foarte frumoasă, nu știu dacă o mai fi la Pangar, se cheamă Ioan de la Varlam, o mănăstire din Rusia, un stare foarte sporit, care spunea așa, nu există o tehnică anume de rugăciune pentru omul care vrea să se roage, pentru că toată viața lui este o continuă rugăciune. Nu există o tehnică anume de pocăință, fiindcă toată viața e o pocăință. Nu există o tehnică anume de iubire, fiindcă toată viața e o iubire. Deci nu pot să merg și să mă schimb din loc în loc, din timp în timp, sau din mediu în mediu și să fiu altfel. Deci nu pot aici să iubesc, aici să urăsc, aici să trec cu vedere, aici să nu pot ierta, aici să spui, aici să mângâi. Deci trebuie să avem același caracter concret, trebuie să avem același caracter integru, indiferent de loc, indiferent de unde este împrejurarea. Un oarecare pustic, ca să vă fac o înțelegere cu bună știință, plătea unuia ca să-l ocărască de fiecare dată, și odată, nemai având bani la el, ducându-se pentru cumpărături, a fost ocărât de cineva fără ca să plătească. Scoate-vă copiii de acolo. Deci a fost
ocărit fără ca să plătească. N-avea de fapt ce să plătească, că n-avea bani la el. Dar s-a supărat și a început cu înverșunare. Tu îmi zici mie, tu îmi spui mie, tu faci cu tare, tu faci cu tare. Dar îngerul păzitor de lângă el, părinte, zice, frate, sau cum l-a numit, iată, zice, n-ai smerenie, zice, ceea ce din aur făceai din mândrie ca să arăți că tu ești smerit plătind să te ocărască, era cu bună știință. Dar ceea ce acum ție s-a întâmplat și n-ai putut ca să primești, arată că de fapt tu n-ai sporit în cele duhovnicești. Ei, cam așa trebuie să fim, și îi spuneam și cuiva la spovedit, mi-a spus, ce părinte, mă mai ceartă soțul, mulțumește că îți dă cununii. Un alt lucru care trebuie să rămână demn în ortodoxie este și aceasta, dar după fantezie. Eu am repetat lucrul ăsta de mult mai multe ori și încă în continuare îl voi aminti de fiecare dată. Avem atâția creștini ortodoxi, avem atâția oameni în biserică, și intelectuali, și pregătiți, și meseriași, și muncitori, și din țărănime, și din boierime, și din cum vrei să, și din clasa de sus, și din clasa de jos. La fel de tentați sunt ca să alerge după fantezii, după păreri deșarte, după metode de mântuire cele mai ușoare. Unde aude că se întâmplă o minune, hop și ei. Unde aude că s-a mișcat un pai ca bătut vântul, hop și ei. Unde a aburit o icoană, gata și plâns, hop și ei. Unde a ieșit ulei din fruntea nu știu cui, hop și ei. Deci, fel de fel de lucruri neortodoxe care sunt aduse la grad de dogmă, și omul își părăsește familia, care este cea din tâi biserică, își părăsește biserica de enorie sau locul unde se închină de fiecare dată și aleargă după fantezie. Este bolnavă ortodoxia de asemenea elemente și este bolnavă ortodoxia prin ceea ce se spune la spovedanie, că aproape în integritate, în integritate spun lucrul acesta, ortodoxia suferă de lipsă de credință. Și am să vă arăt de ce este lipsă de credință în ortodoxie. Am amintit și iarăși amintesc și iarăși vă aduc aminte. Nu există om sau femeie, bărbații mai puțin, fiindcă ei să otrăvesc mai mult cu țuica sau cu vinul, deci ei să vrăjesc mai mult de băutură, dar nu există femeie care să vină la spovedit și să nu creadă în tot felul de prostii și bazaconi. Nu, să nu creadă în farmice, să nu creadă în descântece, să nu creadă în aruncături, că nu știu ce i s-a pus, nu știu ce i s-a dat, nu știu ce i s-a făcut. Măi, fraților, însuși noi ca preoți, și însuși biserica prin puterea episcopală și preoțească n-are dreptul și nu poate să încurajeze asemenea prostie în biserică. Nu există pentru omul ce s-a spovedit, pentru omul ce s-a împărtășit, pentru omul care se roagă și își respectă pravila și canonul dat de preotul duhovnic sau de preotul de parohie, să prindă farmecele de el. Rezultatul acestor farmece despre care vorbiți dumneavoastră tot timpul, despre care spuneți și trăiți cu părerea, să știți, eu v-am ascultat pe fiecare și v-am făcut pomelnic la ceea ce mi-a spus, dar în sinea mea întotdeauna am râs. Am râs nu pentru farmece, că poate nici n-au fost făcute, am râs că este lipsă de credință. Am râs pentru că un om botezat în Iisus Hristos, miruit prin pecetea Duhului Sfânt, pecetuit la botez, împărtășit, cununat, spovedit, crede în lucruri mărite și fără sens și denigrează ortodoxia cu lucruri slabe. Deci, tu care ești în biserică, te îngroapă preotul, te botează preotul, te cunună preotul, te spovedește, te împărtășește, vii la el pentru rugăciune, tu mai crezi în slăbiciunile pe care le-ar putea lucra Satana peste aceste binefaceri ale bisericii, adică ca o mamă bună care are arme împotriva răului. Foarte mult solicită mersul la vrăjitoare. Și acei care înșală sunt șmecheri și foarte bine lor că îi pot prosti, și mă bucur și ar fi bine să se mulțească aia ca să vadă omul că e naiv și fraier la minte, deci să lasă înșelat de acești amăritori. Zice, am mers ca să-mi desfacă, am mers ca să-mi lege, am mers ca să-mi dezlege, am mers ca să-mi ghicească. Și am întrebat și eu pe cineva odată o întrebare. Și dacă ți-a ghicit, ce ai rezolvat? Păi ce, n-am rezolvat nimic. Și atunci, la ce te-ai dus? Păi m-am dus ca așa s-au dus și alții.
Deci cu bună știință, deci cu bună știință că e fără de ajutor și fără de temei, te duci și îți pierzi vremea cu lucruri trecătoare. Deci pare un subiect ușor, pare o naivitate, dar este un lucru atât de serios pe care ca duhovnic îl întâlnești la fiecare caz și la fiecare pas, un lucru prin care ortodoxia, dacă ar avea niște secrete ale ei, adică ar avea niște, să spunem, niște spioni ai ortodoxiei care să speculeze în opinia publică aceste fapte de credință pe care voi le spuneți la spovedanie, s-ar vedea și ei ar putea râde de noi, deci ar putea râde de noi, arătându-ne cât de slabi suntem creștinește. Deci spune Hristos în Evanghelie, cine ia trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru el și el întru mine. Păi dacă eu am luat trupul lui Hristos, dacă eu am postit și m-am împărtășit, pot să mai crez în slăbiciuni din astea fără de rost? Dacă eu m-am împărtășit și m-am spovedit, cum pot să mai cred mie că cu tare nu știu ce mi-a trimis sau nu știu ce mi-a făcut? Sunt lucruri prin care denotă că credința scade. Crește numărul de credincioși în biserică, dar scade credința. Cred că trebuie să se întoarcă mentalitatea și să mergem pe număr de oameni bine credincioși și nu credincioși. Adică trebuie să mergem pe număr de oameni siguri, care într-adevăr cunosc legile ortodoxiei, iar prin viața lor să se facă misiune în sânul bisericii, nu prin a predica sau a striga în gura mare, ci prin modelul lor de viață să fie un model altora, prin care să vadă cei care calcă din an în Paști la biserică, că de fapt vrăji sau farmece sau prostii sau legături din astea omenești și toate bazaconile, se prind numai atunci când omul nu este în legătură permanentă și în comuniune cu Dumnezeu. Nu este nevoie să vii să dormi sub zidul bisericii, nu este nevoie să neglijezi familia, nu este nevoie să stai de dimineața până seara în biserică, dar este nevoie să împlinești cuvântul prorocului David. Și mi-a plăcut aseară din întâmplare, citind un psalm, psalmul 18, și vi-l recomand acasă să-l citiți cu mare precădere. Dacă aș avea psaltirea în fața, cum v-aș arăta ce frumos arată Dumnezeu în psalmul 18, de-aia m-am și gândit la el pentru astăzi în timp ce îl citeam, să vezi cât de frumos spune Dumnezeu pe cine păzește, pe cine izbăvește, pe cine ferește, pe cine curățește de mâinile celor vicleni și a celor fără de lege. Deci arată acolo, frumos în psalm și spune, pe cel nevinovat cu mâini, pe cel curat cu inima, pe cel ce nu s-a vicenit cu, ce nu s-a jurat cu vicleșug aproapelui său și vecinului său, pe cel ce n-a dat banul său cu camătă. Spune tot în psalmul 18 foarte frumos și atunci ai să vezi, zice, iar în sfârșitul catismei a treia spune, și cine se va sui în muntele cel sfânt al lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima. Deci iată unde trebuie să ajungem, la nevinovăția mâinilor noastre și la curăția inimilor noastre. Deci ăsta este stelul ortodox, pentru că într-o discuție anterioară cu cineva mi-a spus, zice, ortodoxia voastră, zice, pare superioară, dar iată câte scăderi aveți. Pot să fie scăderi câte ar fi. Scăderile vin ca la școală, într-o clasă de elevi, sunt buni, mediocri, slabi și ultimele ticăloșenii sau ultimele răgălii, cum se spune. La fel și biserica duce această pondere. Deci duce ponderea de creștini bine credincioși care își cunosc întotdeauna datoria față de ei însăși, nu de biserică. Față de biserică nu avem absolut nicio datorie. Față de biserică avem o singură datorie, să-L respectăm pe Hristos care este capul ei. Deci nu ne stă altceva în putință. Biserica nu ne impune forțat nimic. De aceea libertinajul din ortodoxie este cel mai ușor și adecvat ca omul să se mântuiască, cum spune un tropar sfârșitul canonilor din cântarea a treia, fiecare se mântuiește acolo unde voiește. Deci prorocul David a arătat. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. O altă latură care trebuie descoperită astăzi și pusă în lumină, fiindcă e Duminica Ortodoxiei și vi se pare o glumă și să o vedeți că face parte din Ortodoxie, este legată de formalismul cu care sunt privite taiele în biserică. Deci, botezul în sine, nu știu, vi s-a spus sau nu vi s-a spus,
este un act, deci este un act prin care omul devine mlădița lui Hristos. Deci este altoit în butuc. Ați văzut atunci când ai un pom mare și îi tai o ramură neroditoare, crap frumos cu cuțitul, pui ceară curată, pui mlădița tânără și ea va rodi și va aduce roade. Același lucru se întâmplă prin botez. Deci omul se altoiește la Hristos. Mai departe, întâlnisem și discutam cu cineva, zic, dar dacă sunteți ateu și nu credeți, v-ați botezat copiii? Soacră mea i-a botezat, fiindcă a spus că așa e bine. Deci iată ce știa acest om cu 20 despre botez. Așa e bine. E bine, într-adevăr că e bine. Dar care e argumentul binelui? Argumentul binelui este următorul. Cine nu se va naște din apă și din Duh, nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu, deci împărăția de sus. Deci trebuie să ne naștem în Hristos ca să ne restaurăm istoric din celelalte 12 seminții ale lui Israel, adică să ne facem din fiul lui Avram după trup, fiul lui Avram după credință. Deci trebuie să fim fii legitimi ai lui Iisus Hristos. După botez vine mirungea, un alt act, sau pecetuirea cu Sfântul și Marele Mir, sau pecetea Duhului Sfânt. Omul care nu are pecetea Duhului Sfânt, sau o poate pierde prin păcate, trebuie să apeleze automat la taina pocăinței și la taina Sfintei Împărtășanii, care înnoiește pecetea Duhului. Citiți molistele de la sfârșitul catismei a întâia, a doua și a treia și veți vedea acolo ce frumoase învățături după psalmi legate de această înnoire a peceții Duhului Sfânt, când spune rugăciunea și zice și mă înnoiește prin lacrimi și-mi spală haina sufletului meu și mă înnoiește pecetea Duhului tău cel Sfânt. Deci trebuie să ne înnoim duhovnicește, pentru că rațional toți cad, duhovnicește toți suntem în picioare. De ce? Viața este o luptă și o ispită. Satana caută pe cine să prindă și să înghită. Dar nu este esențial cine cade, este esențial cine stă în picioare. Nu este esențial cine a căzut și este rănit, e esențial dacă s-a câștigat lupta. Și spune un mare avă de la Pateric, că în clipa când venea ucenicul la el, a fost întrebat: Avo, am căzut. Păi și acum ce faci? Păi ce să fac? Zice, dacă cazi într-un noroi, stai acolo, nu, mă ridic, ridică-te și tu. Și a început într-o altă zi să-i spună: Avo, iar am căzut. Și în altă zi, iar am căzut. Și în una din zile vine mâhnit parte și îl întreabă, zice: Avo, am o altă întrebare. De câte ori am căzut, eu m-am ridicat. Dar până când voi cădea? Și atunci Ava cu mintea tenină îi spune: până la ușa mormântului. Deci iată până unde se sfârșește lupta cu duhurile necurate. De-aia procesul de pocăință este un proces duhovnicesc în continuă ferbere. Este de fapt un foc lăuntric care nu se stânge niciodată. Acum mai scăpat o lacrimă și spunea Părintele Arsenie Papacioc, zice, nu întotdeauna rugăciunea este rugăciune, zice, o lacrimă poate să devină rugăciune și un timp poate să devină o vreme. Adică, în clipa când Dumnezeu trimite pentru noi o pedeapsă, și ați văzut pedepsele care vin peste oameni, un mort supus familie, un copil luat, o mamă, un tată, un frate, o soră, o rudă apropiată, prin aceasta Dumnezeu mai întoarce și pe alții la biserică. Dar nu îi întoarce numai prin asta, îi întoarce și printr-o boală, și printr-un rău, și printr-un greu. Și de ce îi întoarce? Pentru că de bună voie nu vor să se întoarcă, deși Mântuitorul a spus, pe dătătorul de bună voie iubește Dumnezeu. Și aici am vorbit despre pecetea Duhului Sfânt. Deci clar, este nevoie să avem pecetea Duhului Sfânt, ca în momentul învierii la obșteasca judecată să fim ostași însemnați și aleși a lui Iisus Hristos. Pentru că în momentul când botezul se face, se face numele Sfintei Triimi, după cum spune și Evanghelia, botezați și învățați toate neamurile, botezându-le, legând și dezlegând în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Un alt lucru la care trebuie să ajungem, taina cumniei. Și am să mă opresc aici la două lucruri de bază care le-am întâlnit în ultima vreme.
1. Taina cununiei după Sfinții Părinți și după învățătura bisericească înseamnă legătură în același trup. Deci două trupuri egal cu un trup. Va lăsa omul și femeia pe mamă și pe tată și vor fi un trup. De aceea primul lucru și păcat mare care se întâmplă în biserică este ăsta. Și creștinii nu-și dau seama de el. Este bine să vă sfătuiți fata sau băiatul cu cine să se căsătorească, dar nu vă mai băgați în borșul lor. Pentru că o să răspundă de divorțul acelei fete și acelui băiat, cel care se bagă și îi tulbură. Dacă ei au de să luați și s-au luat și s-au cununat, nu te mai bagi tu să-i despați, îi lași în pace. Să facă ei de capul lor, fiindcă ești părtaș, deci ești părtaș la distrugerea tainei la care Mântuitorul Hristos a spus clar. Și Scriptura spune, ce a legat Dumnezeu, omul să nu despartă. Alții au venit și au întrebat, zice, dar de ce Moise a dat carte de despărțire? A arătat și lucrul ăsta. A dat carte de despărțire pentru îndărătnicia inimii voastre, spune Scriptura. Deci trebuie să știți un singur lucru. Cei care se divorțează, ori de câte ori voiesc, ori de câte ori poftesc, ori de câte ori le convine și ori de câte ori le place, schimbând o căsătorie și a doua, și a treia, și a patra, și a zecea, și a noua, mă interesează, greșesc de moarte înaintea lui Dumnezeu și vor fi canonisiți ca prea curvari. De ce ca prea curvari? Scriptura spune așa, bețivi, desfrânații, malahi, curvari și sodomitenii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iar canoanele bisericești învață. Femeia care s-a divorțat sau bărbatul care s-a divorțat, îi este bine să rămână așa dacă poate, dacă nu decât să ardă, spune taina cununia a doua, să se căsătorească să nu ardă în foc. Iar dacă ai făcut cununia a doua, pentru că este din ortodoxie, nu rămâneți mirați de ce vă spun lucrul ăsta, iar dacă ai făcut cununia a doua, naște copil, pentru că de asta ai făcut cununia a doua, ca să lași urmași în urmă. Pentru că cine se cunună a doua oară ca să trăiască în plăceri sau din materie, cum este acum pentru aviz tineretului, deci are 17 ani și soțul are 80, că are mașină și are avere și are lux și are tot ce nu știu ce a agonisit. Lucru rușinos înaintea lui Dumnezeu, lucru de mânie și de căpetenie înaintea lui Dumnezeu și lucru care va fi foarte adânc scontat la înfricoșata judecată și va fi foarte greu canonisit. Și dacă mai simți încă la ora actuală nu s-au cununat sau care sunt la ora actuală și încă trăiesc în preacurvie sau trăiesc în desfrânare, o modă în plus prin care ortodoxia a căzut definitiv la pământ și este cea mai mare rușine în istoria ortodoxiei românești. În istoria ortodoxiei românești niciodată n-a fost mai mare dezmăr ca la sfârșitul secolului 20, când fata și feciorul întâi trăiesc până se hrănesc unul de celălalt și apoi dacă se place căsătoresc sau se schimbă și se duc cu alții. Sau ea pe nu știu cine și el pe nu știu cine. De aici vor veni toate neajunsurile. De aici o să vină copii bolnavi, de aici o să vină copii neascultători, de aici o să devină certuri în familie, de aici nu o să fie pace, nu o să fie înțelegere, nu o să fie spor în gospodărie, nu o să fie lucru de folos în casă. Și apoi spune, vine mama și spune la biserică, părinte, zice, mi-a fermecat fata, nu s-a fermecat-o, s-a desfrânat-o. Dacă era fermecată, se suia noaptea pe acoperiș ca lunatici sau mergea și da cu capul în gard, dar nu-i fermecată, e desfrânată. Pune mâna pe Jordie, pune mâna pe Scriptură și pe Psaltire, pune-le în față și arată ce spune acolo despre acest păcat. Pentru că acest păcat a denigrat întreaga ortodoxie. Acest păcat a murdărit întreaga biserică ortodoxă. Și catolicii strigă împotriva noastră și spun, de unde la voi două sau trei cununii? Și catolicii strigă și protestanții și păgânii, de unde la voi un bărbat cu 7, 8 sau 6 sau 5 sau 3 femei? Deci iată lucruri văzute în lumina lui Iisus Hristos cu concept păgânesc. Cum poate biserica să facă asemenea pogorăminte și cum poate să admită asemenea persoane la spovedit, la împărtășit sau cum poate să le admită în biserică și să spună că sunt fii ai bisericii. Excluderea din biserica ortodoxă se face pe două căi.
prin afurisanie sau oprire de Sfânta Împărtășanie de la duhovnic, sau prin nelimitata continuare a păcatelor, când omul își atrage de la sine asupra sa anatema. Ce înseamnă anatema? Despărțire de viu, de trupul lui Hristos și unire cu dracia. Deci omul nu este mort, este viu, dar sufletul stă în fundul iadului, deci el nu va avea judecată. Prorocul David în psalm n-a fost nebun când a spus: necredincioșii nu vor învia judecată și păcătoșii în sfatul dreptului. Deci să fiți cu luarea minte, și de aici mă întorc la ultima, la taina pocăinței, și iarăși vă aduc aminte. Se merge pe principiul concilierii. Ce înseamnă principiul concilierii? Când se crede că omul muribund pe patul de moarte sau omul care s-a apropiat de sfârșitul vieții, făcând puțintică pocăință, va moșteni cumva viața de veți. Să nu credeți nici pe asta. Vă deschid în dreptarul de spovedanie și vă arăt acolo ce scrie: la păcate împotriva Duhului Sfânt. Am păcătuit cu încredere prea mare în Dumnezeu că mă va ierta, este unul din articole, iar următorul articol spune așa: am păcătuit cu bună știință, crezând că la bătrânețe mă voi pocăi. E așa în îndreptarul de spovedanie, eu vi le citesc. Deci să vă fie cu luarea minte, în ideea că Dumnezeu ne va ierta, nu ne va ierta, este una când tu îmi tragi o palmă din neștiință și este una când mi-o tragi cu bună știință, deci asta este și pentru Dumnezeu, și orice mamă sau orice tată își ceartă pe fiul său dacă îl iubește, iar a doua, crezând că mă voi pocăi la bătrânețe, se întâmplă cam în felul următor. Pocăința la bătrânețe este un act de loz în plic, care nu se știe cine îl prinde și pe cine surprinde. Au fost cazuri nenumărate, și le știți dumneavoastră mai bine, când au murit nepregătiți, nespovediți, nepocăiți, neîmpărtășiți, fără rugăciune, fără niciun fel de canon, pur și simplu au umbrit pământul din punct de vedere trupesc, au consumat imense cantități de oxigen, fără să producă un gram de pocăință. Deci n-au lăsat măcar o lacrimă pentru viața lor. Ei, pe aceștia biserica, indiferent că se asumă preotul ca să-i îngroape, indiferent că își asumă preotul puterea să-i tămâieze, să-i dezlege, să-i bage în cimitir, să-i bage în biserică și să le cânte prohod, este o absurditate, spune Sfântul Vasile cel Mare. Precum ai aduce pe jertfelnicul lui Hristos un cal pierit și ai spune că a dus jertfă din el bineplăcută lui Dumnezeu, asemenea este să aduci și păcătosul mort în biserică. Și vă dau câteva experiențe din cele de la spovedanie, ca să le vedeți cam cum ar trebui canonisite și cam cum ar trebui să le primiți în urechi. Bărbatul sau femeia care face păcatul homosexualității, să nu se îngroape în cimitir, sau păcatul gomoriei, atingerea părților bărbătești sau femești cu partea, cu gura. Ei, ăștia nu se îngroapă în cimitir după pravile, ăștia se duc la cimitirul de animale și se îngroapă. De ce vă spun lucrul ăsta? 1. Prin gură iese sufletul, prin gură intră sufletul, prin gură iei Sfintele Taine, prin gură dai răspuns la judecată și prin gură chem pe Dumnezeu la ajutor și la nevoie. Și atunci cum poți să faci gura și la altceva? Partea cuvântătoare și rațională. Deci iată o pedeapsă a ortodoxiei care de la sine cade pe cel păcătos, indiferent de condiția voită a preotului sau a episcopului sau a voii lui personale. Că eu am bani, plătesc, tu-mi faci ce spun. Să te duci sănătos cu tău cu banii tăi, fiindcă dincolo de groapă, dincolo de viață, Dumnezeu stă cu legile lui fixe. Mai departe, desfrânații și prea desfrânații. De ce vă spun lucrul ăsta legat de ortodoxie? Ca să vedeți ce are ortodoxia în cârcă. Desfrânații și prea desfrânații. Bărbatul și femeia care sunt necăsătoriți și au săvârșit păcatul desfrânării, trebuie să se pocăiască 6 ani după cel mai ieftin canon. După cel mai ieftin canon. Cu miercuri și vineri mâncare uscată și 200 de metani în zi. N-ați primit niciunul încă canonul acesta. De ce nu l-ați primit? Nu l-ați primit pentru că vi s-a dat o șansă de pocăință prin faptul că aveți familie, socotindu-se că cele 200 de metanii mai înseamnă tramvai, drum în deal sau drum în vale și vi s-a dat 40 sau 50. Dar asta nu înseamnă că biserica vă tolerează să vă faceți de cap.
Asta nu înseamnă că biserica admite de acum desfrânarea și prea desfrânarea, cum îmi spunea odată cineva, zice, părinte, dar sunt tânără, ce vrei să fac? Ești tânără? Fă straturi, zic, pune ceapă, ară, prășește, grapă, zic, înhamă-te în locul calului să iasă din tine Duhul care te scutură. Nu pot. Zice, eu am învățat școală și sunt cultă. Dacă ești cultă, zic, fă-te proastă, fiindcă une înțelepciune multă și prostie multă. Deci nu faptul că va ține Dumnezeu cont de inteligența noastră, că avem facultăți, niciodată. Dumnezeu va ține cont de moralitate. Poporul român este un popor de tradiție creștină curată. Un popor, toată literatura și tot folclorul, dacă veți citi și veți căuta, arată mirele și mireasa trebuie să fie curat înaintea lui Dumnezeu și în biserică. Mirele și mireasa trebuie să fie cinstiți înaintea Sfântului Jertfelnic, că Sfântul Ioan Gură de Aur vine și întărește acest folclor și această tradiție și spune, ferice de patul curat și nunta neîntinată, că Dumnezeu pe amândouă le-a blagoslovit. Ai văzut? Deci iată ce spune în una din regulile nunții creștine. Dar dacă omul face altfel, ce poți tu să-i faci? Spunea un părinte de la Sfântul Munte, zice, omul este cea mai dificilă ființă de pe fața pământului, că atunci când tu spui da, el spune nu. Ei, Hristos are această slăbiciune peste toate puterile suprafirești de a nu forța pe om și de a-l lăsa de bunăvoie. Alt canon al desfrânării, Grigore de Nisa și Vasile cel Mare, 19, 15 și 14 ani oprire de Sfânta Împărtășanie. Deci iată cum se afurisește omul și se depărtează singur de biserică. Și mulți, mulți vă amăgiți în ideea că vă spovediți, mulți vă amăgiți în ideea că vă spovediți, vi se dă un canon într-o parte și mergeți să vă împărtășiți în altă parte. Iroselia de cele sfinte sau furul de cele sfinte se canonisește ca și ucigașul, 18 și 20 de ani. Așa că după ce că ai sprânat și te-ai mai dus și în altă parte și te-ai împărtășit cu nevredicie, ți-ai atras două pedepse asupra capului. Întâi ți-ai atras prea desfrânarea care n-ai pocăit-o și apoi te-ai dus și te-ai și împărtășit și ți-ai atras și furul de cele sfinte, te-ai făcut ucigaș de Dumnezeu și după ce te-ai făcut ucigaș de Dumnezeu, te canonisești încă alți 20 de ani pe deasupra. Alt lucru murdar din Ortodoxie. De ce? E Duminica Ortodoxiei, doar nu o să vorbim de baptiști și ehoviști. Ăia n-au nicio doctrină. Bani, materie și-și fac de cap. Avortul. La acest capitol trebuie să înțelegeți trei lucruri de bază. Dumnezeu nu-i ucigaș de oameni și nici de suflete. N-o să omoare pe nimeni. N-o să pedepsească pe nimeni dacă se pocăiește. Un singur avort se canonisește 20 de ani. Și de ce vă spun lucrul acesta? Ca să vă faceți o imagine cât de greu este păcatul în sine. De ce? Are trei forme. Moartea trupească a omului, moartea trupească a omului, deci acelui din pântecele mamei, moartea sufletească, pentru că sufletul lui este pedepsit de a fi botezat, și moartea duhovnicească, acel suflet nu mai are puterea de a se mai pocăi niciodată. Deci el se duce într-un loc unde Dumnezeu îl rânduiește și noi nu știm, că nu ni s-a spus că aceștia intră în rai de vreme ce nu au botezul, dar noi vom fi pedepsiți de Dumnezeu pentru că nu le-am dat dreptul de pocăință. Deci acele suflete poate s-ar fi pocăit și noi nu le-am dat dreptul să se pocăiască. Și atunci asta e mai păcat. Deci dreptul de a opri cuiva, dreptul de a se pocăi sau de a se îndrepta. Și din acele avolturi, unul poate să fie preot, unul poate să fie unul director, unul conducător de țară, unul președinte, unul ministru, unul creștin bun, unul o mamă bună, noi nu știm, proroc, sfânt și așa mai departe. Dar trecând și peste aceasta, Dumnezeu ne pedepsește de altceva. Nu pentru faptul că am făcut avortul, ci că apelăm la mijloace murdare de a ne spăla conștiința de ele. Și sunt cazuri nenumărate când femei cu brațuri de lumânări și pânză albă se duc aiurea și botează copiii avortați. Pentru copiii avortați, cei care v-ați spovedit la mine ați auzit de atâtea ori când v-am spus. Copil viu botezat în loc, milostenie la săraci și socola e plină de nebuni, duceți acolo mâncare de pomană, că de-abia acolo se iartă păcatele pentru aceste avorturi. Și acolo e adevărata, nu rudenile le îngrășați, că rudenile au de toate, ci acei nebuni care mănâncă o coajă de pâine și sunt chinuiți acolo cu foamea și cu lipsa de intelect, sau la cămine de orfani și de bătrâni,
Sau botezați un prunc viu în loc. Acel prunc mititel pe care l-ai botezat în loc este un înger care în ziua judecății va justifica prin pocăința ta părerea de rău față de acel prunc ucis. Sau faptul că ai născut un alt fiu după ce ai botezat. Deci, ca să ai în urmă și o durere în urma nașterii, asta te salvează de păcat. Nu există, deci țineți minte, nu există botez de prunci avortați, n-are ortodoxia asemenea nebunie. Umpleți saci de pământ, legați-i la gură și scrieți Ion, Vasile, Gheorghe, Maria și botezați-i. Mișcă suflet? Nu. La fel și pruncii avortați. Păcat și dacă va fi vreodată, păcat și dacă va fi vreodată ocazia, o să apară niște material de genul ăsta, sunt niște filme frumoase, documentare făcute prin străinătate, care sunt împotriva acestui act, fiindcă să știți, în Europa, pe primul loc, România e prima la avorturi și e țară creștină încreștinată de Apostolul Andrei, peste, deci în 90 a fost 1 milion de avorturi, în 91 peste 1.100.000, în 92 peste 1.300.000, iar anul acesta care a trecut a depășit 1.600.000 de avorturi țara noastră. Citiți statistica să vedeți, n-au putut să vadă lumina soarelui datorită faptului că femeile s-au ales cu comoditatea. Și cineva dintre bărbați la spovedanie mi-a spus odată, o vorbă înțeleaptă, Părinte, zice, și în cazul ăsta ce să facem? Uite, frate, ce trebuie să faci. Trebuie să postești, că dacă postești, trupul se liniștește. Dacă mănânci și bei bine, atunci faci păcatul. Dacă te-ai înfrânat un pic și ai postit un pic, te-ai rugat un pic, Dumnezeu îți dă și conștiință, Dumnezeu îți dă și trezvie și luminare de minte, mai păzești acea curățenie în familie care înseamnă marța și joia, mai păzești și ai răbdare că-i post și viața trece ușor, timpul face ca omul să-și schimbe firea. De ce? În ortodoxie s-a explicat clar de Nicodim Aghioritul la treptele păcatului, lupta în fire cu păcatul. Ce înseamnă lupta în fire cu păcatul? Să știți și lucrul ăsta. Este una când te lupți în păcatul cu mintea, este una când cazi cu mintea, este una când se frământă mintea, este una când cade trupul, este una când ai dus odată sau de două ori și este una când începe să devină patimă. La fel și în căsătorie. Cine a știut să se înfrâneze de la tinerețe, adică să aibă o viață morală, cum am spus eu, miercurea, vinerea, duminica, este păcat să trăiești cu soția, duminica nu poți lua anafură la biserică, miercurea îi poți să arăți Hristos și s-a prins, vinerea la fel, lunea dacă vrei să o ții pentru sănătatea casei foarte bine, dacă nu vrei, n-o ții, dar faci într-așa fel ca să te lupți cu păcatul. Mai doarme nevasta pe un pat, mai doarme bărbatul pe un pat, odată când n-ai avut răbdare, ai trăit cu ea, că e cununie și cu totul altceva, deci nu este sărită din normal, deci taina cununiei are puterea să atenueze și să șteargă printr-o altă pedeapsă mai mică de la Dumnezeu în familie această neînfrânare. Dar tu când mergi una ca pe banda rulantă, ca la abator, deci trece luna, se zămislește copilul, trec două luni, avortul, trece luna, se zămislește copilul, două, avortul. Unde să ajunge, fraților? Unde crezi că merge acest lucru? Le-am spus și la femeile, iarăși un lucru din ortodoxie, nou, neprezentat și neștiut, să nu vi se pară o rușine. Le-am spus la femeile care poartă sterilet. Este și acest lucru inventat astăzi, l-a făcut știința. Nu te împărtășesc până nu-mi demonstrezi curățenie. Poți să spui 10 sterilete. Până mie nu-mi spui că ai trăit 40 de zile postul curat, fără bărbat, n-ai dreptul să te împărtășești. Ce? Că n-ai fi avut ăla și trăiai cu el, sigur, ori zămisleai, ori trebuia să te păzești. Deci faptul că nu te-ai păzit, dar ai avut sterilet, tot te obligă să ții postul curat. E tot păcat. Deci e nevoie de curățenie. Ce a lăsat biserica ca lege, omul nu poate să schimbe. Natural și biologic schimbăm noi, dar duhovnicesc nu se schimbă. E tot o metodă de, să-i spunem, ori onanie, ori malachie sau plăcere trupească. Deci nu se poate minți Dumnezeu. De aceea v-am spus, postul este bine să fie pentru toți bărbații. A spus-o cu coană și mi-a plăcut. Zice, părinte, este adevărat că e grea căsătoria, zice. Dar vezi, matale, ea înțeleaptă în felul ei. Dar vezi, matale, zice, dacă așa ne-a lăsat Dumnezeu păcătoși, îmi pare rău. Dumnezeu n-a lăsat pe nimeni păcătos. Să naște omul păcătos și la botez să-și sfințește pe loc. Deci știm că purtăm păcatul adamic, asta o știm toți, că ne-a lăsat Dumnezeu cu poftă.
Dar la spălarea prin botez ne-a curățit, zic. Să știi, de la botez nu-i mai păcat. Că dacă ai fi greșit până în botez, nu era așa păcat. Dar cum să greșesc? Eram mică. Pe aici mă întreb și eu. Deci când erai nebotezată, nu greșai. Și amu când ești botezată cu bună știință și știi că ești creștină, mai și greșești. Și avea părintele Cleopa o vorbă înțeleaptă, zice, cine fuge de plăcere, cine fuge de durere, fuge de mântuire. Deci trebuie să facem într-așa fel în ortodoxie, să nu o împovărăm. Pentru că ce se întâmplă? Denaturarea ortodoxiei vine prin faptele noastre. Nu trebuie să vină să se bagi peste noi sectarii. Nu trebuie să vină să-ți dărâme biserica. Nu trebuie să vină să-ți iei icoanele să le pună pe foc. Nu trebuie să vină să-ți spargă altarul să n-ai unde te ruga. Trebuie să vină să te distrugă pe tine sufletește. Și cea mai mare mizerie care la ora actuală domină, sunt filmele murdare. Ați văzut că e pentru filme murdare, v-am dat aghiazmă mare la spovedit. Deci cine se uită cu bună știință la filme murdare pornografice, ăla în suflet omenesc. De ce? Adam și Eva pun o întrebare. Unde au învățat să practice sexualitatea? Cine i-a învățat? V-ați pus întrebarea asta? Când au făcut ei primii copii, cine a învățat? Fă așa sau fă așa sau fă altfel? Au învățat de la sine. Deci așa și omul și femeia lui și copilul și tânărul au timpul și vremea când ei vor învăța aceste lucruri fără ca să le privim murdare și urâte la televizor, fiindcă și asta e o patimă. Și ca să vezi că prorocul n-a mințit când a spus lucrul, ci că omul a cinste fiind s-a semănat dobitoacelor celor fără de minte și s-a semănat lor. Ai văzut? Acum vă dau o pildă. Puneți două televizoare color. În unul dați o scenă, să spunem, de la un centru artificial de însămânțări, cum un taur stare o vacă, iar asta la altă parte un film pornografic. Pune mâncare pe o masă și un braț de fân. Adă un om și adă o vită. Pune amândouă în fața ecranului. Vita va mânca fân și omul va pune ochii în televizor. De ce? Fiindcă este mai slab duhovnicește decât un animal. Ați văzut? Iar Sfântul Ioan Gură de Aur arată în Scriptură. Omul în învățătura lui, în tâlcuirea de la Matei, omul care este stăpânit de rațiunea plăcerii, acela nu mai are în el omenia, adică sufletul. A murit și sufletul în el. De ce? Pentru că păcatul desfigurează, păcatul denaturează, păcatul distruge, atrofiază și infirmă puterile sufletești. Un om care este păcătos nu o să știe niciodată ce este curățenia, mila, iubirea, pacea, dragostea, milostivirea, bunătatea, iubirea și toate celelalte. Nu are de unde să le știe, pentru că nu le practică. În sadismul lui personal rămâne doar plăcerea, iar plăcerea aduce ură, ceartă, vrajbă, moarte, nerușinare, uitare, nepăsare, lene, trândăvie, îmbuibare. Deci iată ce poate să aducă plăcerea. Deci îmi spunea acum cineva într-o zi frumos zilele astea. Mi-a plăcut mie, zic personal, fiindcă eu nu mă supăr dată când cineva vrea să fie arogant. Zic, ce ai făcut cu săptămâna albă? Ai postit sau ai mâncat carne? Dar ce eram prost să arunc mâncarea cu carne? Zice, doar acum e scumpă. Da, zic, l-ai pierdut pe Hristos. Și? Deci ce frumos s-a justificat. Și? Foarte bine, zic, acum, până la anul de Paști, chiar dacă n-ai păcate opritoare, o să iei aghiazmă mare ca să te înveți minte că nu se mâncă carne în săptămâna albă. De ce n-ai oprit săptămâna? Să o mănânci în post mai bine, că era mai puțin păcat. De ce n-ai mâncat-o înainte de săptămâna albă toată? Deci faci păcat cu bună intenție și mai ești și impertinent. Ei, preotul este dator să le suporte pe toate. Tot omul care vine în biserică este obligat să fie ascultat, este obligat să fie sfătuit, îndreptat, povățuit de bine sau de rău, sau ce vrea el să ia din tot ce aude de la preot. Dar nu este preotul obligat să-l mântuiască. Să știți că da, subiectivă rămâne de partea omului. El este cel care trebuie să se integreze conform învățăturii și să facă ceea ce i s-a spus că trebuie făcut bine sau rău. Deci nu-l poate obliga preotul. Chiar și de a-i băga pe un om în pușcărie și l-ai ține legat și închis și i-ai da mâncare de post, asta nu înseamnă că el a postit. Să știți, nu vrea Dumnezeu formă, vrea reformă. Deci vrea o transformare să vadă în sufletul omului.
făcând aceste lucruri despre care am vorbit și știind aceste lucruri despre care am vorbit, mai este o întâmplare care nu vi s-a spus niciodată, mai e o chestie care este legată de biserică. Mulți vin și întreabă următorul lucru, zice, părinte, zice, cum aș putea să fac să meargă bine, sau cum aș putea să fac să am liniște în familie, sau cum aș putea să fac să iasă bună înțelegere? Buna înțelegere va veni din păzirea poruncilor Dumnezeu, să vă fie clar. Unde nu-i rugăciune seara și dimineața, unde nu-i post, unde nu-i mers la biserică, pentru că mi s-a spus de multe ori și l-a spovedit, zic, ați mai fost la biserică? Mai mergem în oraș, zice, aprindem lumânări, mai dăm un pomelnic. Nu-i de ajuns, frate, zic, nu-i de ajuns. Pe majoritatea i-am legat și le-am spus, mă, fraților, două duminici la biserică, pe lună. Una nu, dacă ți-i lege. Pentru că azi rămâne un lucru în ureche, mâine rămâne altul, poi mâine rămâne altul și ușor, ușor se sădește dragostea de Dumnezeu, se sădește moralitatea, pentru că, să știți, de 80 de ori mai ușor se sădește păcatul un om și de 100 și de 1000 de ori mai greu se sădește fapta bună. Din ce cauză? Păcatul vine de la sine, pe nesimțite. Satana, când a intrat în rai să chească pe Adam și să-l corupă, n-a venit sub formă de păcat, a venit sub formă că totul e bine și totul nu-i nimic. A întrebat așa subtil, cum face și omul de fiecare zi. Zice, Adame, ce a spus Dumnezeu că dacă ați să mâncați din pom, vă face să el sau o să muriți? Da, zice Eva, a zis că dacă vom mânca din pom, cu moarte vom muri. Nu e adevărat, nu se poate. Și a intrat dracul în mintea lui Adam. Oare m-a mințit Dumnezeu? Oare m-a înșelat Dumnezeu pe mine? N-a încercat, că n-avea curajul, era totuși timid în felul lui. Dar femeia mai îndrăzneață a zis, n-are nimic, voi mânca și voi vedea. Și a mâncat din pom. A gustat, că a fost măr, că a fost mochin, nimeni nu știe ce creștea în Mesopotamia despre vremea aceea în raiul lui Dumnezeu. Dar în clipa gustării a venit căderea cea mare, porunca postului. La fel se întâmplă și în casă. Vine dracul de dimineceoară și spune, îi post, îi foame, nu mai poți, hai, lasă, mănâncă ceva de săptămâna viitoare. Îi luni, nu mai posti astăzi, lasă că țin numai miercuri și numai vineri. Miercuri spune, zice, nu miercuri asta, lasă de miercuri doare. Vineri spune, nu vineri asta, lasă că ții de săptămâna viitoare. Dar după ce te-a făcut și ai mâncat, automat vine și cu cealaltă. Și dacă ce, dacă s-a întâmplat cu tare, dar ce dacă m-ai certa, dar ce dacă nu m-o mai ruga, dar ce dacă o-i mai fura, dar ce dacă o-i mai înjura, dar ce dacă o-i mai și păcătui? Deci vezi cum se sădesc în om? Deci ele nu vin deodată. O casă nu se surpă din vârf, de la temelie. Temelia vieții duhovnicești, după toți Sfinții Părinți și autentici, ăștia moderni, și după Sfinții Părinți patristici din vremile secolului 1, 3, 4, 5, 6 și 7, arată clar. Orice viață duhovnicească începe pe temelia postului și a rugăciunii. Nimeni să n-aștepte roade sau rezultate de la o viață fără rost, o viață nepusă în cârmeșăne. Pentru că ce se întâmplă? De la sine lucru vine. Unde apare buibarea sau lăcomia pântecelui, ea are surori, lene, trândăvie, nepăsare și uitare. La rândul lor, lenea aduce moleșala, nepăsarea aduce nefrica de Dumnezeu, uitarea aduce nefrica și uitarea de moarte, iar dacă omul uită de moarte, uită de toate. Și ați văzut în Sfânta Scriptură ce vorbește Dumnezeu la Iisus Sirac. Adu-ți aminte din cele de pe urmă și în veac nu vei greși. Sau cu frica de Dumnezeu să abate tot omul de la rău. Și când stai să te gândești că viața nu-i decât 60 de ani, 70, de imputere 80 și boală și dureză, 50, 20, 100, nimeni nu știe. Și mergem dincolo și răbdăm veșnic. Îmi spunea ieri cineva la Dane și m-am distrat pe chestia aceasta. Zic, bunică, ai îmbătrânit în rele, ce ai să faci? Am să merg în ea. Și ai să poți acolo? Dar păi ce au făcut toți, am să fac și eu. Ai văzut ce pocăință intensă, ce smerenie adâncă,
Ce o să facă tot, o să facă și ea. Dar mă întreb dacă ai pune-o cu tălpile pe foc acum în viață. Rabde sau urlă? Urlă, frate, că patima doare. Dar ce se întâmplă? Acolo va fi de 1100 de feluri de ori mai greu. Fiindcă necunoscute sunt căile Domnului, mânie lui și dreptățile lui. Auzi ce spune Psaltirea prorocului David. În momentul când va veni sfârșitul, munții se vor topi ca ceara. Gândiți-vă să curgă piatra precum ceara. Gândiți-vă că pădurile ard ca fânul. Gândiți-vă că se va aprinde apele. Deci ca să ardă apa trebuie să fie 50.000 de grade, ca să se descompună oxigenul și hidrogenul. Că apa este hidrogenul și oxigenul. Ei, închipuiți-vă să vedeți un ocean sau o mare în flăcări. Deci la 50.000 de grade de-abia ia foc. Dar câte mii de grade provoacă acele 50.000 de grade când se aprinde o mare din aceasta? Temperaturi negândite de mintea omenească în dreptatea lui Dumnezeu, dar vor fi posibile pe pământ pentru curățirea păcatelor noastre atunci când nu va mai fi posibilă pocăința. Și legat de ortodoxie, lucru care trebuie să vi se prezinte este acesta. Feriți-vă la sfârșitul veacului de învățăturile bolnave care vă duc la tot felul de apucături rele. Fenomenul de la Vladimirești, cu deasa împărtășania iurea și la nimereală, e un păcat. Ați văzut, eu n-am dat împărtășanie decât la cei ce postesc tot postul, la cei ce citesc la Psaltire, la cei ce postesc miercurile și vinerile de peste an, la cei ce s-au ispășit porunca păcatului de avort și au botezat copiii sau au făcut pocăință. Ați văzut că nu se împărtășesc cei care nu se roagă sau nu merg la biserică, care înjură, care fumează. Deci sunt păcatele groase și de bază. Ei, o împărtășanie pe neascultate și fără rost e foc. Omul mănâncă o sândă și bea o sândă, iar Apostolul Pavel arată la vremea de apoi vor fi atâtea morți și boale în norod pentru proasta economia tainelor lui Dumnezeu. De-aia cancer, de-aia sida, vine mama și spune, zice, părinte, să știți că am cancer la sân. Păi cum să n-ai cancer la sân? Ai făcut 8 avorturi și te-ai dus în oraș și te-ai împărtășit. Părinte, am cancer la uter, da. Te-ai dus, ai făcut desfrânare, ai fost măritată sau ce mai păcate ai făcut și după aia te-ai dus și te-ai împărtășit. Dar crezi că Dumnezeu rămâne fără răsplată? Din contra, boala ți-o dă ca să te curățească. Boala ți-o sloboade ca să te trezească. Și atunci când te-ai trezit, cu adevărat, e iată. Te vindecă, te scapă, te miluiește și te îndură de tine. Mai departe, fenomene din astea unde alergați dumneavoastră așa după cai morți să luați potcoave. Nu vă încredeți în minunile de la coada veacului, nu vă încredeți în acești făcători de minuni care vin afara bisericii, unde nu vezi preot sau episcop, n-ai ce căuta. Păcătos sau nepăcătos, vrednic sau nevrednic, are harul lui Dumnezeu, are taina preoției, îi este singur în putere să slujească Sfânta Liturghie. Și întrebarea care s-a pus de sfinți, nu de oameni, este valabilă taina săvârșită de păstorul păcătos? Este valabilă că harul este curat. Și citiți-l pe Macare Egipteanul și o să vedeți. În clipa când preotul intră în slujba bisericii și dă binecuvântarea de Sfânta Liturghie sau de o altă slujba bisericii, când spune binecuvântat este Dumnezeu nostru sau binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului la cele șapte haine, se îmbracă într-o lumină de foc nevăzută de ochii omenești. De ce? Care pentru acea clipă, acel har divin, mistuie toate păcatele lui. Și le face absente. De ce? Ca harul să poată lucra curat. Iar după ce s-a săvârșit taina și devine din nou fără felon și epitrafir în haina cu care umblați și voi, el trece din nou la starea de pocăință. De ce este ca și tine? Trebuie și el să se spovedească, să se pocăiască, să bătanie, să se roage, să se plângă de ceea ce a greșit. Deci taina rămâne valabilă. Nici de cum, și încă o dată vă aduc aminte, n-aveți ce căuta la aceste acte de mândrie unde lipsește preotul. S-au făcut grupări mici de oastea Domnului, s-au făcut grupări mici prin case creștine care se duc și se roagă împreună și aia e o mare prostie. Ce să cauți tu în casa cuiva să te rogi? N-ai icoană în casa ta? Are cumva ăla harul preoției? Este cumva cu ceva mai sus decât tine? Poate ceva mai mult ca tine, cum îmi spunea odată o femeie.
Zice, mergem noi în cutare loc, nu contează locul. Zice, știți, părinte, zice, dar mă contrazicea așa, la modul serios. Deci, încerca să-mi demonstreze ea mie că nu, că nu e așa. Zic, babă, ia ascultă, zic, dacă te trântesc, jarmă, zice. Nu vă mirați. Este o feie oarbă. Nu știu cine o fi, dă diagnostice după ce spune trei Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule și mai nu știu ce. Și zic, și n-ai preot să-ți facă analizele, trebuie să mergi la ea? Nu, dar postește, părinte, dracul nu mănâncă niciodată, bunicuță. Părinte, dar să roagă, dracul veghează tot timpul. Părinte, zice, dar zice de Dumnezeu, dracul a văzut slava lui Dumnezeu. Părinte, zice, este canalizat putere energetice, toți dracii iadului se țin de dânsa. Orice aș fi spus, ea mi-a explicat că nimeni nu i-a dat de leac, nici preotul, nici doctorul, decât acea respectivă persoană care era canalizată de mari puteri. De ce? Că ea vede prin om. Și Dumnezeu vede prin om. Cel ce știi rărunchii și adâncul inimii omenești. Doctorul sufletelor și a trupurilor noastre. De este cineva bolnav, să cheme preoții bisericii și să se roage pentru dânsul. Sunt trei faze în biserică prin care omul se poate curăți de boală. Și trebuie să le știți și pe astea că nu-i târziu avestim. 1. Un om bolnav. Întâi și întâi să spovedește și să împărtășește chiar dacă are canon. De ce? Pentru a se vedea, deci pentru a se vedea dacă de 40 de zile de pocăință care urmează după acea sfântă împărtășanie, dau dovadă că boala care este în el este ori de la Dumnezeu pentru păcatele lui, ori se vindecă. Și nu vi le spun eu, le știți dumneavoastră mai bine, care au mai fost pe aici, la ce le-a folosit. La unul i-a reușit operația cu tare, la unul i-a reușit cu capul, la unul cu stomacul, la unul cu ficatul, la unul cu nervi, la unul cu cutare. Nu vă explic eu treburile astea, le știți voi mai bine. Dacă au trecut cele 40 de zile, după ce s-a împărtășit și a făcut canonul rânduit de preot și nu s-a vindecat, asta nu înseamnă că preotul n-a avut har. Înseamnă că boala lui este premergătoare unor păcate mai puternice. Deci mai puternice, care încă au nevoie de pocăință și dacă el ar fi sănătos, n-ar mai fi nevoie de el. Cunosc și parte dintre creștini, o femeie care trebuia să fie cam la limită, viață-moarte. Și după un timp oarecare ne întâlnim așa într-o ținută foarte cochetă, foarte aranjată, prin oraș. Și întreb, zic, Doamne, nu vă supărați, dar nu sunteți doamna cutare care ați fost cândva la noi la mănăstire? Da, dar n-am timp, nu mă lasă soțul, sunt ocupată, am copii, am servicii, am cutare. Bine, zic, Doamne, dar când ați fost bolnavă și v-ați spus că mai aveți termen 2 luni de zile maximum, și să termină zilele. Cum ați avut timp să bateți toate bisericile, să luați de la capăt fiecare altar, ulei, făină, rugăciune, pomelnic și acum nu vă mai lasă soțul? Părinte, ca să fiu sinceră și să vorbesc în scurt, n-am timp. Și atunci am spus și eu, ca un betnegheu, o să-ți dea Dumnezeu de 2 ori mai grea, ca să-ți aduci din nou aminte de El. Deci de asta unele boli nu vi se vindecă. Pentru că Dumnezeu știe că dacă o vindică, nu mai face biserică. Știe că dacă te-a făcut sănătos, nu mai ai nevoie de el. Știe că dacă te-a vindecat, iară uiți de dânsul. Și atunci ți-o lasă cu durată ca să ai timp să te pocăiești. Sunt boli și mai grave, psihice. Bolile psihice se stăpânesc sub următoarea formă. Spovedania curată, nu după cai morți, nu la babe, nu la descântat. Îmi spunea cineva și m-am distrat extraordinar. Avea boală la cap sau ce-o fi avut și i-a spus o vrăjitoare să umble pe supat, în coate și în genunchi, cu o frigare de fum, de nu știu ce fel de material în gură și să spună, dacă boala e de la mine, să se ducă înapoi la tine, dar nu știu mai cum o fi fost aia. Și zic, și ai umblat așa, Doamnă, dar ce n-am făcut, părinte, pentru sănătate? Dacă ai fi umblat în 4 labe în jurul bisericii, de a doua zi te făceai sănătoasă. Deci vedeți câtă minte slabă, vedeți câți bani dați aiurea pe la oameni fără temei și fără niciun scrupul de bun simț, care înșală pe cei proști duhovnicește și nepregătiți. Bolile psihice de cap nu se vindecă decât prin viață duhovnicească pură și perfect curată, adică fără știrbire pravila și canonul, spovedania regulată și împărtășania la 40 de zile
și post foarte exigent. Nu înseamnă post exigent să nu mănânci nemic. Cu deosebire nemâncare de carne pentru omul bolnav psihic, ca să știți treaba aceasta. Laptele și brânza care se îngăduie marța, joia, sâmbăta și duminica, iar lunea, miercurea și vinerea cu deosebită precădere post. Și sunt suficiente cazuri care eu personal le știu și le cunosc, care au dat randament foarte bun. Părinte, mă simt bine, mulțumesc Dumnezeu, de n-ar fi așa întotdeauna, fie rău sau să nu se întoarcă boală. Dacă te duci tu la bioenergie, dacă te duci tu la razestezie și la yoga să te faci sănătoasă, ai să te faci sănătoasă, dar când o să te faci sănătoasă de tot, de tot, de tot, ai să treci dincolo, plecați blestemaților că nu vă cunosc pe voi, că cineva mi-a rupt întrebarea într-o zi din gură și m-a contrazis. Zice, părinte, dar și la yoga să fac oameni sănătoși, și la razestezie, și la bioenergie, asta cum se face? Cum se face? Te explic din Sfânta Scriptură cum se face. În ziua când va veni judecata, Dumnezeu va spune, nu vă cunosc pe voi. Și ei vor spune, Doamne, dar în numele Tău am scos dragi, în numele Tău am vindecat boale, în numele Tău am făcut sănătoși, în numele Tău am făcut minuni și cu tare și cu tare. Cum nu ne cunoști pe noi? Și atunci Dumnezeu va spune, citiți în Evanghelia de la Luca, așa spune, ca să nu se rușineze numele lui Dumnezeu între neamuri, s-au făcut toate acestea, dar eu nu vă cunosc pe voi. N-a fost pe calea Sfântului Maslu. Când un muribund e gata de moarte sau e la patul de moarte, îi aduci întâi preotul să ți-l spovedească și să-l împărtășească, iar după aceea îi faci 3 sau 7 Sfinte Masluri. Dacă în 40 de zile moare, înseamnă că s-a dezlegat de păcate, iar dacă mai suferă în continuare la pat, mai are de făit pe lumea asta cu suferință să scape pe cealaltă. Și cu siguranță un om spovedit și împărtășit pe patul de boală și făcut Sfintele Masluri, nu mai are nevoie de alte minuni și nu mai are nevoie de alte intervenții de ordin asiatic sau oriental care au invadat ortodoxia precum râia pe om. Nu-i nevoie. Iar ultimii muribuni care sunt în disperare, de ce spun disperare, sunt destuli oameni descreierați care când văd o moarte de om, a fratelui, a mamei, a tatălui, a surorii, încep să dispere. Apostolul Pavel spune, nu vă întristați ca păgânii care nu mai au nădejde. Moartea e un somn, moartea e întâlnire cu Dumnezeu. Pentru aceștia se împărtășesc 3 zile la rând în fiecare zi dimineața pe nemâncat, se face rugăciunea de dezlegare de la mort și săvârșitul s-a cu pace. Asta este, frate. Nu se apelează la idei neortodoxe, nu se apelează la idei de felul dumneavoastră, pentru că să știți un lucru, la fel de păcat este și pentru cine face farmece, la fel de păcat este și pentru cel ce ghicește în psaltire, și la cel ce învârte cu cheia, și la cel ce vorbește cu morții, și la cel ce caută în cafea, și la cel ce caută în cărți, și la cel ce caută în bob, și la cel ce caută în palmă, și la cel ce descâtă cu tot felul de nebunii, ca și la cel ce se duce. Ești părtaș. De exemplu, eu sunt magazin și tu te uiți din stradă la mine și nu mă părăși. Ești văzut de sectorist. Intrăm culpă? Mi-a culpă amândoi. La fel este și cu vraja. Te-ai dus? Păcătos ești. Eu le-am spus-o și le-o spun. La toți cei ce au fost la farmice în tinerețe, le dau 3 catisme la psaltire până închid ochii, ca să simtă că s-au lepădat de Duhul Sfânt. Iar la cei ce au fost acum recent, acum aproape de un an, de 2, de 3, 5 catisme la psaltire și opresc și de împărtășit, ca să ce scrie Duhul Sfânt în psalm, că pe viclean și pe vrăjmaș urăște Domnul, iar cei ce nădăjduiesc spre Domnul îi va mântui pe ei. Deci trebuie să fiți cu luarea minte. Asta e ortodoxia, frate, să cunoaște un singur fel de ortodoxie. Ortodoxie în biserică cu preot în veșminte la Sfânta Liturghie, ortodoxie în biserică cu preot în veșminte care leagă și dezleagă păcatele, ortodoxie în biserică care citește bolnavului prin taina Sfântului Maslu sau molifte boală, iar legat de moliftele Sfântului Vasile, alte exorcisme grele, grele de tot, nu cum au luat-o unii razna, cu 10 zile de post, cu 16, cu 30, până au aiurit de tot. Molistele Marelui Vasile se citesc la momente de demonizări, când omul a postit 3 zile, frumos, preotul 3 zile, și se citesc o dată de 2, de 3 ori, nu-s poezii. N-am eu ce face sâmbătă sau vinerea sau joia și hai, tu rai dura, ieși, drace, fugi, pleacă și râde, stă acolo undeva pe o strană și uită la popa și întreabă, mă, o fi sănătos ăsta cu capul, ce vrea cu mine? De ce? Nu știe, nici el nu știe ce vrea de fapt. Și satana se întreabă,
Ăsta fumează, cum să ies din el? Ăsta curvește, cum să ies din el? Ăsta nu se roagă, cum să ies din el? Ăsta nu postește, cum să ies din el? Aia e boită, cum să ies din ea? Aia e cu cercei, cum să ies din ea? Aia e cu unghiile făcute, cum să mă duc de la ea? Aia e îmbrăcată cu fustă ruptă până sus, cum să mă duc de la ea? Nu, nu vă râdeți. Satana își pune întrebarea aceasta, cum să plec când eu am condițiile necesare de a sta acolo? Și omul se duce și dă banul și își pierde vreme. Nu, frate, schimbă-ți viața morală, schimbă-ți viața spirituală, schimbă-ți mentalitatea și fii un bun creștin moral. Biserica cere doar atât, rugăciune seara și dimineața, post miercurea și vinerea, un pic de osteneală mai multă în post și le-am spus la toți care fac servici. Este îngăduit miercurea și vinerea fără un de lemn cu desăvârșire, iar în astea la alte zile mai mâncați cu un de lemn care face servici, că e grea naveta și munca și celelalte. Nu se cere exagerat, dar așa, nu altfel. Dar când tu nu faci nimic, tu spui 10 kg de zorzoane, tine vopsea, modă, lux, lene, vine la spovedit și spune să știți că nu m-am rugat, să știți că n-am făcut ce mi-ați dat, n-am putut, n-am avut timp, dar se duce la moliftele Sfântului Vasile. Păi se întreabă și dracu, oare ce-o fi cu creștinii ăștia? Și joacă, ați văzut când se joacă copiii de-a partizanul. Ei se fac că se împușcă, dar nu se împușcă. Asemenea este și creștinii cu preotul care crede că le citește molifte cu folos fără rânduială. Nu are efect. Din contra, îl mai poți supăra pe vrăjmașul, ți intră în casă și îți mai face și alte dizmerii. Vezi că se-mi bate bărbatul și îți mai trage câteva, vezi că mai pleacă la alta, vezi că mai fumează și mai bea, mai dărâmă o farfurie, îți mai pune castronul cu mâncare în cap, mai răstoarnă oalele că-ți de post și nu-ți de dulce și ai făcut o panoramă în casa ta citind moliftele Sfântului Vasile. Deci moliftele Sfântului Vasile se citesc în cazuri excepționale și cu post. Știi cum? Când e un om lucid și a suferit o spaimă sau un necaz sau un stres sau s-a spăimântat să-l calce o mașină sau noaptea, ei, lui ăla îi le citești moliftele Sfântului Vasile. Dar la care e păcătos și nici nu vrea să audă, el se duce și mă ducă să face joi noaptea moliftele. Tu, ce, cumpără-ți un molifte și mai dai banii pe autobuz, le citești tu acasă și să mai chinui drumul până acolo. Deci ori ne rugăm, ori facem că ne rugăm, ori postim, ori ne facem că postim. Ortodoxia va triumfa până la sfârșitul veacului și va triumfa pe trei principii categorice. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeu Israel. Deci iată, își păstrează identitatea de sfințenie și de sfânt prin faptul că în jurul lui tronează sfinții, scaunele apostolilor, cetele dreptilor, cuvioșii, postitori mai departe. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, deci în treimta puterea Sfintei Trăimi, este tare prin cuvânt că le-a făcut pe toate, este fără de moarte că rămâne veșnic și ne miluiește pe noi că este bun și iubitor de oameni, cum se spune la Ecfoniție. Iar acum, în încheiere, deci al treilea principiu pe care se bazează, este acest fundament de bază care nu va fi depășit nimeni. Și oricine vă spune altceva, nu are decât, eu vă spun ceea ce scrie în cărți. Nimic necurat nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și când spun că nimic necurat nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu, aduceți-vă aminte de alte trei lucruri. Tânărul bogat a venit la Mântuitorul și a spus, vreau să moștenesc viața de veci, mai trebuie una. Vinde toate și urmează mie. Nu în sensul că să vândă toate, că să rămână săracă, nu-ți distruge Dumnezeu viața socială. În cazul lui a adresat-o. Deci ne-a arătat că și păzirea poruncilor, dacă nu este făcută cu căpătâi, nu folosește. Deci n-ajungi la desăvârșire. Trebuie să fie o vreme când și mama, și tata, și copilul, și casa, și masa, să nu-ți fie pricină de poticnire în mântuirea ta. De exemplu, îi spun unei mame, de ce n-ai făcut rugăciune? Păi îmi plânge copilul, lasă-l să urle, roagă-te, ori să-i treacă. Îmi spune o mamă, păi și am avut servici, n-am avut timp. În serviciul, în pauză, în loc să mănânci, zici o rugăciune. Și dând la mașină acolo, iei câte o bucată în gură, că e mai bine invers decât altfel. Un alt lucru care Dumnezeu nu suportă și iarăși să leagă de el. Faptul, și încă o dată aduc aminte, faptul că știm și nu facem e și mai rău. E plină lumea de cărți. Și Mântuitorul a spus în Evanghelie, de n-aș fi uit lor, păcat n-ar avea. De n-aș fi făcut minuni pe care nimeni nu le-a făcut. Păcat n-ar avea. Acum n-au cum să se justifice. Deci vezi, nu ne putem noi justifica înaintea Dumnezeu cu glumițe.
Deci nu-L luăm pe Dumnezeu cu suc sau cu banane. Nu-L luăm pe Dumnezeu cu povești nemuritoare. Lui Dumnezeu trebuie să-i spui concret. De ce te-ai trufit? De ce te-ai mândrit? De ce ai urât? De ce ai uit? De ce n-ai iertat? De ce nu te-ai rugat? De ce n-ai fost curat? Curățenia este limita și căpătâiul tuturor faptelor bune. Asta se cere, nici credințele păgâne n-au știut treaba aceasta. Nici tehnicile astea asiatice. Elimină ce este mai important, viața curată. Cea din tâi în rai ca Adam să vadă slava lui Dumnezeu a fost fecioria. Cea din tâi virtute pe care a avut-o pământul la facerea lui Adam a fost că a fost virgin, curat, nepătat, neîntinat. Dumnezeu a luat prima dată din el și apoi omul. Omul cum? Prin împreunarea cu Eva și nașterea de fii. Deci a luat trup din pământ. Este o continuare a facerii tot timpul pe care noi nu o înțelegem. Să zămislește pruncul în pântecele maicii și să hrănește din organismul ei. Tot din pământ vin acestea. Dar a rămas un lucru. Peste feciorie, punându-se căsătoria, cunoaște femeia și naște prunci, a lăsat curăția. Iar această curățenie despre care se vorbește este căpătâiul faptelor bune. Nu curățenie, deci nu curățenie prin casă cu aspersorul. Curățenie în minte, în gând și în suflet. 10 fecioare nebune erau cu candelele lor. 10! Și 5 fecioare și 5 fecioare. 5 înțelepte făceau fapte bune și erau fecioare și s-au dus în rai. Dar 5 erau tot fecioare și nu s-au mai dus în rai. Deci să luăm aminte. Nu fecioria cu trupul mă mântuie, ci fecioria cu mintea și cu fapta bună. Asta e doar un prilej de a putea să le sporesc pe celelalte. Nu curățenia numai cu trupul. De la curățenia cu trupul vine și cealaltă spirituală cu mintea. Deci în final trebuie să știți că ortodoxia se limitează la 3 lucruri. Viață cinstită și curată, rugăciune bună și curată, viață sfântă și curată și mai mult decât atâta cere osteneală. Cine nu dă sânge, nu ia duh. Așa spune Gheronios în cartea Mărturii Monahale. Dar în ultima și în ultima instanță, totuși Dumnezeu spune, am postit și nu m-am mântuit, m-am rugat și nu m-am smerit și m-am mântuit. Deci vezi, postul este un obiect al curățenii, privegherea e un obiect al curățenii, deci ele sunt obiective, mă ajută, dar nu înseamnă că am făcut din ele virtuți. Să nu trăiască cineva cu impresia că dacă postește mult, e sfânt. Să nu trăiască cineva cu impresia că dacă se roagă mult, e sfânt. Să nu trăiască cineva cu impresia că dacă dăm numai milostenii, e sfânt. Nu! Cine calcă una din porunci, vinovate de toate celelalte. Și una din sună așa. Să iubești pe Domnul Dumnezeu din tot cugetul, deci numai pe El să-L iubești. Da. Din tot sufletul, deci numai pe El să-L iubești, și din toată inima ta, și pe aproapele tău, măsura iubirii pentru aproapele, ca pe tine însuți. Ce trebuie să faci tu pentru aproapele ca pentru tine însuți? Dacă ție nu-ți place să fii urât, nu urăști. Dacă ție nu-ți place să fii batjocorit, să nu batjocorești. Dacă vrei să nu fii vrăjit, să nu vrăjești. Dacă vrei să, nu să fii înjurat, nu înjurat. Și atunci te vei mântui. Deci vezi? Poate să facem un câr de fapte bune peste care Dumnezeu va trage două linii și va spune nimic dacă aproapele meu sau dușmanul meu pe cale mă părăște cu ceva rău. Deci cine face rău, degeaba crede că e sfânt, că este păcător. Trebuie în primul rând faptele noastre morale să aibă la bază bunătatea, iertarea și dreptatea. Și cu asta cred că mergem în ortodoxie înainte, iar legat de sfârșitul lumii, v-am spus. Sfârșitul lumii poate să vină de sară sau poate să vină mâine sară sau peste 2000 de ani sau peste 1000. Dar sfârșitul nostru poate veni în fiecare clipă. Uite acum nu mai vrea inima să bată și te-ai pus grămadă. Uite acum să rupi în cap și te-ai pus grămadă. Uite acum te ia o paralizie și te-ai pus grămadă. Deci noi trebuie să privim, cum a spus Mântuitorul, în toată vremea și în tot ceasul, în toată atenția cugetului nostru, în toată sentința inimii noastre, să priveghem și să ne rugăm că nu știm ceasul nici clipa în care Fiul omului va veni. Ori pentru noi, ori pentru toți. Deci Duminica Ortodoxiei este prilej de înălțare duhovnicească a cinstitei și de viață făcătoarei cruci, care tronează în toată Ortodoxia, că fără ajutorul lui Hristos și jertfa crucii nu facem nimic, și vine încă o dată să arate că Ortodoxia este superioară tuturor credinților prin dreptatea pe care o are în doctrina și în
dogmatica sa. Dumnezeu n-a oropsit pe nimeni niciodată și n-a pedepsit pe nimeni niciodată. Din contra, prea mult a iubit, prea mult a iertat, prea mult a miluit și continuă să o facă, după cum spune Ioan Damaschin, și cu asta încheie. Dumnezeu iubește atât de mult lumea, încât face ca totul ca ea să se mântuiască, dar în alt loc spune. Dumnezeu poate toate câte le vrea, dar nu le vrea toate câte le poate. Ne-ar putea pierde într-o clipă pentru păcatele noastre, dar fiindcă iubește pe om și pierde numai păcatul, pierde pe cei ce duc izvorul păcatului și îi lasă pe cei ce vor să se pocăiască. Amin.